ele ne complică viața. Ele ne fac să ne simțim victime, agresori, salvatori, cei mai buni pe fața Pământului sau cei mai răi pe fața Pământului. Ele declanșează uneori războaie. Alteori, este foarte dulce timpul după ce s-au încheiat. Conflictele. La 8 martie SRL evitam această temă. E o temă despre care nu prea mai ai ce să vorbești, la drept vorbind. Puteți să găsiți pe internet o mulțime de chestiuțe, cum să le rezolvăm, ce să facem, texte, texte, texte. Adevărul este că niciunul dintre ele nu prea funcționează. O să vedem împreună de ce. Dar cert este că fiecare dintre noi acționează în timpul conflictelor foarte diferit. Unii fug, alții leșină, alții luptă, iar alții adorm sau îngheață. O să descoperim împreună cu dumneavoastră și cu colegele mele, echipa cea stabilă și veșnică, aș zice eu, Diana Guja, Angelica Frolov și Ala Donțu și Angela Stafi, ce sunt aceste conflicte între parteneri, de ce apar ele, ne omoară sau ne fac să creștem. Bine v-am regăsit, dragii și dragele noastre! Ei, conflicte! Așa cum nu vroiam noi să atingem tema asta, exact așa o atingem. Și cred că, pentru că Angelica e aici, așa am zis că suntem doi îngeri aceste mese la cine acea noi de și frumoase. Modest, da? Începem o modest. Modest, cu o masă aproape goală, stimați potențiali parteneri. Deci, ce este de fapt conflictul, Angelica? E o oportunitate de creștere sau e mai degrabă o rană sufletească? Depinde cum se rezolvă conflictul, pentru că, evident, conflictele sunt inevitabile. Noi trecem prin conflicte zilnic, prin conflicte chiar cu noi înșine, însă de cât va fi el de constructiv, depinde felul în care alegem să-l rezolvăm. Deci dacă alegem să rezolvăm conflictul liniștit, ascultându-ți interlocutorul, da? Încercând să-l înțelegem și spunându-ne și noi opinia într-un mod mai pașnic, atunci conflictul este constructiv. Da. Dacă începem a țipa unul la altul și a ne face în toate felurile, atunci evident că ajungem la război. Cum Dumnezeu ia ca Alan? E cum Dumnezeu să nu urle la om dacă el te enervează? Nu, iată, eu, tu vorbeai conflict, la, dar eu mă gândeam, ce bine că azi stăm în sfârșit așa departe cu Diana. Pentru că, Diana, i-am glumit, tu doar știi. Eu știu. Da, tu doar știi. De ce? Cum să nu urle? Nu știu, sunt tot felul de tehnici, gen inspir pe nas, expir pe gură, și apuci mai acolo. Gândește la ceva pozitiv, imaginează-ți marea. Nu merg până la 100. Nu merg până la 100, te gândești la elefanței, ăștia, deci, unicorn. Așa, situație ipotetică. Da. Niciun fel de unicorn. Doi parteneri, da? Soț și soție. El nu a fost acasă vreo două zile. Că a fost la saună. Două zile la saună? Da. Tot normal cu inima? Cu vânătoarea, cu tot. Și iată el pe la 4 dimineața vine acasă. Cam cum, de la saună. Cam cum ar trebui să fie acea femeie? Eu știu. Ca să vadă unicorn? Și nu un bărbat. Și nu te gata. El cum intră în casă, tu zici, și ghine că ai venit, dragul meu. Așa mă bucur. Două zile m-am odihnit și mi s-a făcut dor între timp. Nu-mi place cum te uiți la mine. Tare. Pentru că asta era întrebarea următoare gândită de mine pentru Diana. Deci răspunsul ăsta ar presupune lipsa importanței de sine. Ar presupune că e mai importantă relația decât ceea ce simt eu în momentul ăsta. Și asta era întrebarea pentru tine, Diana. Este conflictul mai degrabă legat de o luptă între orgolii, mândria, nevoia noastră de a avea dreptate, sau el se referă mai degrabă la o contradicție de valori? Conflictul apare atunci când se ciocnesc interesele. Da? Deci deja, da, într-un interes intră totul. Intră și orgoliu, intră și importanța de sine, intră și încrederea că tu ai dreptul la, să zicem așa, la un anumit teritoriu, da, din relația asta. Deci conflictul, după mine, este anume când se ciocnească toate aceste elemente. Când interesele tale
pentru tine sunt mai importante și mie îmi pare că e normal ca interesele tale să fie mai importante pentru tine decât interesele celui din fața ta, chiar dacă este un om apropiat. Când interesele se ciocnesc, atunci apar conflictele și ele nu întotdeauna pot fi rezolvate. Depinde cât vrei să, cât vrei să lași de la tine. Exact. Și dacă vrei să lași. Deci depinde cât vrei să lași de la tine. Din teritoriul tău. Da. Angela, eu pe tine vreau să te întreb, pentru că sunt de acord la cele spuse, mă alătur, doamna Deana, la cele spuse, dar este alt moment. Ce facem atunci când avem conflict cu noi înșine? Pentru că aici e primul conflict care, de fapt, generează conflicte cu cei din jur. Așa mi se pare mie, cel puțin. Așa este. Sunt de acord. E o singură problemă aici, că nu știu dacă mi-aș dori să discutăm acum despre conflictele interne, deși asta este rădăcina. Bine, dar eu cred, nu știu cum întotdeauna se vorbește despre conflictele interne ca ceva negativ, dar noi suntem, ele de fapt, absolut superbe. Da? Omul este creat în conflict, toată viața trăiești în starea asta de ambivalență, când pe de o parte tu vrei una, pe de altă parte tu vrei alta și dorințele astea se ciocnesc. Eu cred că aici nu este conflictul între eu vreau una și eu vreau alta, mai degrabă aici este ce vrei tu de fapt și ce ți s-a impus de către societate. Nu neapărat. Pentru că conflictul este eu vreau, dar nu se poate pentru că voi fi privit diferit. Nu știu eu. Eu vreau să fiu iubit, dar în același timp vreau Bentley. Sau orice altă mașină. Păi, unde e conflictul aici? Sunt, de exemplu, chestii care eu sunt, de exemplu, pe de-o parte, eu sunt foarte lenoasă, dar pe de altă parte eu nu sunt lenoasă deloc. Și asta eu sunt. Și asta nu mi-a impus nimeni. Să nu e un construct social. Și între mine întotdeauna este conflictul ăsta. Mă scol eu la 5 dimineața să alerg sau mai bine dorm până la 10. Pentru că intră în conflict bioritmul cu mintea. Deci conflictul intern poate fi privit în afară de... pentru că Angelica are dreptate. Există și acest conflict intern. Între păi, ce-mi doresc eu cu adevărat intern, după și ce îmi pun alții. Nu este întotdeauna asta, când ce dorești tu cu adevărat și ce îmi pun alții. Nu. El poate să existe doar între tine, între o parte a ta și altă parte a ta. Omul doar nu este... doar asta. Deci omul tu crezi că atunci când nu știi care este alegerea care vrei să o faci, este un conflict, dar de fapt, da? Nu este vorba nici de alegere. Păi este alegere, mă scol sau nu mă scol? Dar ambele ești tu. Deci ești tu, dar pentru mine asta nu este un conflict. Dar pentru mine este conflict, deci că este destul de greu să decizi ce ești tu, asta sau ești asta sau care dar parte din tine. Pentru că să decizi, pentru că noi suntem, de fapt, multiple aspecte. Și atunci când, de exemplu, ai de luat o decizie, conflictul interior poate fi legat de diferența dintre ce gândește capul meu, ce ar trebui să fac, ce simte inima mea, da, în sensul de emoții, și ce îmi spune intuiția. Și ce îți dorește corpul. Și e că deja suntem patru. Deci e normal că să apară aceste conflicte, dar conflictele ne cresc, conflictele interne, dacă noi nu rămânem blocați în victimă, ne cresc. Deci noi putem discuta despre conflictele interne la nesfârșit și despre originea lor. Există o grămadă, cum ziceam la început, o grămadă de teorii, o grămadă de paradigme. Noi putem să ne raportăm la fiecare dintre ele. Ce contează însă este modul în care conflictele interne atacă după aceea conflictele între parteneri. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există conflicte care realmente nu pot fi rezolvate. Care ar fi acest tip de conflicte? Și nu uităm că noi vorbim despre conflictele interpersonale. O să ajungem și la celelalte într-o altă emisiune. Conflicte care nu pot fi rezolvate? Care nu pot fi rezolvate. Nu știu așa conflict. Adică nu-mi vine în cap, na. Totul poate fi rezolvat. De exemplu, e un conflict care rănește foarte tare. Da? E o situație repetată în viața noastră. Cu unul dintre, să zicem, prieteni, care în permanență rănește și după aceea își cere scuze și iar rănește și iar cere scuze și tot așa. Bine, dar întrebarea este de ce continui relația cu acel prieten dacă el într-un dat rănește? Pentru că el ți-a salvat viața. Da, ok, el s-a salvat-o cândva, dar tu nu ești obligat să, într-un fel, să te sacrifici din cauza că el cândva ți-a salvat viața și să menții o relație care pentru tine nu este ok, da? Cei că ți-a salvat viața în trecut și l-ai mulțumit și ai fost bun și ați avut o relație frumoasă, da, dar ea s-a sfârșit. Pentru mine, de exemplu, ieșirea din conflict tot este o rezolvare. Deci, în principiu, atunci... Într-adevăr, există conflicte unde interesele sunt atât de diferite încât nu poți găsi un numitor comun. Adică tu nu poți lăsa de la tine pentru că oricât te-ai lăsa, nu se rezolvă conflictul, pentru că este sau alb sau negru. Da? Deci,
Într-adevăr, există... Nu pot să dau exemplu, dar într-adevăr există când este atât de diferite, atât de diferite pozițiile, încât... Deci, dacă îl lași de la tine, pierzi. Și în situația asta ieși din conflict. Asta poate fi legat de valorile noastre. De exemplu, eu am o valoare, prietenul meu are o altă valoare, da? Și în situația... Hai să luăm pe cea mai simplă. Eu, mie îmi place să stau acasă în timpul liber și prietenului meu îi place să meargă... Să fac hiking. Da, de exemplu. Și în situația asta, deci, dacă este un prieten apropiat și care insistă că noi trebuie să petrecem mai mult timp împreună, atunci ieși din conflict. Deci, ok, nu mai ești prieten, nu mai... Și dacă ăsta e partenerul sau partenera de viață? Cu partenerul de viață nu ești legat pe toată viața. La fel, dacă valorile sunt foarte diferite și nu te simți bine și ești în permanent conflict, mai bine ieși din el. Îl lași nerezolvat. Uite, există opțiunea asta de a ieși din conflict. Îl lași nerezolvat în sensul în care treaba ta, ne-am despărțit și gata. Există însă foarte multe situații în care noi fugim de conflict. În care noi suntem atacați. Îl amânăm. Da? Sau e reacția asta naturală, biologică, în care înghețăm când se strigă la noi. Acest tip de conflicte, cum s-ar putea rezolva? În timpul discursului, Angelica, mă gândeam la faptul că, vezi, când vorbim despre o operă, un film, o piesă, cel mai important moment este conflictul, acolo unde el se înnoadă, pentru că de acolo începe epopeea și începe interesul spectatorului sau cititorului față de obiectul propriu-zis sau de piesa propriu-zisă. Mie mi se pare că conflictele au cea mai importantă formă sau influență sau putere în viața noastră. Mie, de exemplu, îmi plac conflictele. Eu serios vă zic. Și de foarte multe ori eu provoc anumite situații ca să văd ce o să-mi ofere omul în schimb, cum o să reacționeze. Și în modul ăsta noi ne cunoaștem cumva. Eu nu cred că atunci când este vorba despre violență fizică, cum tu pomenisi mai devreme, asta e conflict. Asta deja este un alt nivel de, nu știu, de frici, de multe, foarte multe vagoane, să zicem așa. Dar când vorbim despre conflicte în general, eu cred că ele sunt necesare. Eu mă uit super pozitiv la asta. Iată, mie îmi place să mă cer cu Diana. Ea deodată devine vie. Cum îi zic o replică și cum se enervează, hop, încep ochii strălucească. Tu o provoci. Da, deci în conflict există câteva faze, să zicem așa. Și una dintre faze este asta, de escaladare, da? de provocare cumva. Și oamenii care ne provoacă pot la un moment dat să rănească atât de puternic. De acord. Încât nu mai avem chef să discutăm cu ei, dar totodată în fiecare companie există cineva care provocator, care este provocator, dar în același timp o ia moale din perspectivă morală, să zicem, sau spirituală. Da? Eu cred că este cu mult mai greu să ai o relație de oricare natură, da? de serviciu, de intimă sau de prietenie cu cineva care ține, adică care are genul ăsta de pasivitate, agresivitate pasivă, da? Care nu merge la conflict deschis, da. Da, tu simți că ceva mocnește, tu nu știi din ce parte mocnește, tu nu știi din ce parte să o iei și cum să rezolvi toată situația. Deci e cum mai ușor să, după mine, da, e cum mai ușor să interacționezi cu un om care ți-o aruncă în față și tu devii viu, da, tu începi să-ți dai înapoi și tu lupți, da, și oriunde ar duce asta, pentru mine, versiunea asta de rezolvarea conflictului sau de trăirea conflictului este mai favorabilă decât atunci când tu simți, dar tu nu știi. Și nu găsești nici tu de ce stănini. Deci, că aparent totul este bine. Este bine, este egal, este în echilibru. Te-ai supărat? Nu. Ceva s-a întâmplat? Nu. S-a întâmplat ceva? Nu. Eu simt că plutești ceva în aer. Nu sunt în formă. Dar cred că este cazul, pe această notă pozitivă, totuși să trecem la pauza de publicitate. O să trecem la pauza de publicitate și vă așteptăm cu mare drag un invitat absolut special, care știe să pună piper în fiecare potențial conflict din lumea asta. Deci ziceam că acest personaj... Acest domn frumos. Acest domn frumos.
Nu pot să nu râzi, pentru că noi am și repartizat rolurile, dacă observați această masă simbolică. Așa. În acest... Cine acea de taină? Cine a venit acea... Mesia, o avem pe Iuda. A venit Mesia. Sfântul Ioan, Sfântul Petru. Și Maria Magdalena. Și Maria Magdalena. Emilian Creț. Da. Actor. Bună, salutare, prieteni. Salutare, prieteni, împreună cu noi. Mulțumim tare mult pentru că ai acceptat. Am înțeles că o să te luăm așa ușurel astăzi. Luați-mă ușurel, da. Da. Pentru că ieri am avut o zi foarte importantă. O dată în viață, sunt, deci VIP e prea mult pentru mine. Sunt un vipuleț mic așa. Și a trebuit cumva să sărbătoresc acest eveniment din viața mea. Eu cu băuturile tare o duc destul de prost. Dar seara mi-am permis, domnule, ce să nu-mi permit și eu. Și dimineața am avut un conflict. Și am avut un conflict cu alcoolul. Și dimineața zic, blin, dar poate să amână filmările alea. Când mă doare jumătate de cap. Dacă astăzi o să par mai prost, știți că partea mea stângă nu funcționează. Gata, ei pe mut. Nu e nicio problemă. Partea stângă e responsabilă de logică. Dar eu sunt stângaș de fel, la mine stânga de tot răspunde. De tot. Nu e doar adică de logic. Stânga cu dreapta au fost în conflict și drept rezultat câștigat. Eu am pregătit întrebări foarte serioase pentru dumneata, de fapt. Trebuie să răspund în serios? Ești hidratează. Hidratează-te. La cât sușnăcioc am eu, o să vă pomeniți că nu o să aveți apă în această vază. Nu-i bai că noi mai aducem. Da. Năvăliți-mă, fetelor. Năvăliță. Acum sau niciodată. Ia. Avem... Hai, dai cu Iuda. Hai. Dacă tot ai un rol... Fiindcă totuși mi-ai zis că sunt Iuda... Bine, știu, Alan, de bune. Prima parte cât ați înregistrat voi, eram cumva în spate și auzeam așa o atmosferă caldă, frumoasă, de femei, așa, nu știu, bine, să nu supăr pe nimeni. Și zic, băi, dar ala poate să dai pumnul în masă, unde-i pumnul și ala din masă? Eu te știu altfel. Și cu tine, în componența aceasta, eu nu pot să fiu conflictuală. Dar nu pot să fiu conflictuală. Dar cum e vorba? Ia-ză. Nu știu, să fii tu. Eu auzeam, zic, băi, dar fetele astea vor să schimbi un pic atmosfera de aici. Și zic, a, de aia nu chema pe un om aproape bat. el o să schimbă. El acum o să schimbe tot. Acum înțelegi? Asta e conceptul. La mine, prima idee, aici, masa asta mi s-a dus cumva cu gândul la un sicriu și mor. Și noi stăm, îl pomenim de 40 de zile, privechi, dați o lumânare, vede. Ceva, mă, că se întâmplă. Emilian mai glușit. Avem și bocitoare în spatele camerelor, domnii, care am ușor arată ce înseamnă talent. Ascultă, stai leacă. Da. La noi femeile care se uită sunt oameni foarte serioși. Doar femeile se uită? Eu nu sunt serios sau cum? Nu. Deci toată lumea poate să fie și serioasă și mai puțin serioasă. Asta nu înseamnă că dacă se uită doar femeile serioase, eu în mod normal ar trebui să zic bună seara, doamnelor. Foarte bine, te rog frumos. Astăzi, pentru că ne urmăresc doar femeile serioase, am să fiu... Grav, dar și nu eu. Sunt fals, așa că bună seara, femei serioase, mai puțin serioase, mai frumoase, mai puțin frumoase, mai deștepte, mai puțin deștepte. Bună seara, națiune, bună seara, popor, asta e. Dacă acum ai la Eurovision 2020. 21 de avă. 2020. Să revenim la întrebări. Uite, tu e că ești unul dintre acele personaje care... Nu creează conflict. Ei, da. Nu creează conflict. Eu te rog frumos. E că eu te rog frumos. Îl menține. Eu îmi amintesc întotdeauna de acel speech al tău fastuos în fața teatrului Eugen Ionescu. Ți-mi minte așa, da, cu telefon așa. Da. Doamnelor, vreau să vă arăt unde eu am lucrat. Chiar nu a fost conflict. A fost o ieșire din conflict, exact ceea ce ziceam. Eu, și când nu rezolv conflictul, de fapt, marele conflict a fost acolo, când se bat cap în cap și nu se ajunge la un numitor comun. Și toți, eu sufăr în mine, direcția sufăr în ea, alt actor sufăr în el, nu în altcineva. Și dacă să mai suferim, duceți-vă în puii mei, gata, nu se mai poate. Ăla nu este conflict. Deseori se confunde conflictul și cu ceea ce vrei să spui tu. Nu, stai. Stai. Vreau să zic până capăt. Deci, uite cum societatea înțelege. Și de rău băietul. Nu, Emilian a intrat într-un conflict tare serios cu teatru. Cum a putut așa? Așa a fost. El doar e băiet deștept. El e băiet deștept. Și nu tu stac, nu chiar așa să facă el să...
Înțelegi? Așa a fost. Băia deșteptă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că ceea ce am zis-o eu, așa. Toți, 99%, tăceau. Ar zice-o. Uh-huh. Dar nu, băi, nu, dar cum să zici? Doamne ferește. Dar de ce crezi că n-au zis-o ceilalți? Pentru că le este frică de o schimbare. Le este frică. A, de ce au rămas? Da, pentru că noi cumva, băi, am rămas, iarăși tema asta, care nu o să scapă. Nu, noi nu vorbim despre ea, noi vorbim despre cum ai rezolvat. Și cumva... Chiar dacă s-a tot bântuit prin lume, mai ales prin lumea teatrală, băi, cât e de rău Emilian sau alții, băi, că într-adevăr bine au făcut, că au făcut ceea ce au făcut. Dar eu nu am făcut pentru a crea conflict și a-mi aduna mie cât mai mult lauri sau cât mai mult hate. Eu pur și simplu am zis o realitate care este într-un teatru, a fost, este și va fi. Până când? Nu știu. Dar va fi. Dar care sunt relațiile tale acum cu teatru și cu... Cu teatru, măi, sunt relații foarte bune. Extraordinar, aproape de căsnicie, dar încă nu am cerut teatru în căsătorie. Nu, ideea este, eu merg la teatru mai rar, bineînțeles, că nu prea am timp. Teatru pentru mine este, hai să zic, a doua acasă, este o pasiune pe care, într-adevăr, m-a marcat ca om, ca ceea ce sunt eu acum. Că am făcut o pauză din teatru, asta nu înseamnă că nu vreau să fac teatru. Dar nu te cheamă înapoi nimeni mai bine. Da-ți sigură, te lag eu frumos. Emilian, dar uite așa o întrebare. De fapt, din câte observ eu, nu știu, îmi spui dacă greșesc, după ce s-a întâmplat, după această ieșire, când s-au ai spus... un milion de așa e? Deci viața ta s-a schimbat spre bine, de fapt. Asta și-o zic, oameni buni, nu vă fie frică să spuneți adio, pa, până acum am mers, gata, duceți-vă. Când se închide ușa, eu sunt un om și cred că ăsta este un mic defect al meu, este că eu țin foarte mult la oameni și la spații și la ceea ce fac. Chiar dacă în teatru era un conflict de câțiva ani, eu zic, băi, hai, poate se va întâmpla ceva. Hai, băi, totuși eu țin. Chiar dacă eu avem oferte foarte mari în afară, pentru că eu, datorită faptului și slavă ție, Doamne Dumnezeule, că m-am dus de la Ionescu, iadul de pe pământ, am văzut întreaga lume. Pe bune, am avut foarte... Pentru că eu și atunci primeam cumva oferte. Emilian, hai să facem un eveniment pentru diaspora. Dar cum? Dar așa zic pieche, dar așa zic teatru. Uh-huh. Nu categoric, teatru era sfânt. Eu nu mai cred în aceste replici mari. Uh-huh. Că eu fac teatru pentru mine, pentru inima mea. Și când mor de foame, mai bine nu fac teatru, mai bine fac altceva. Mai bine fel ceva. Dar ia zi, ar exista anumite conflicte pe care le evita? Pentru că, pe de-o parte, tocmai zici, hai, oameni buni, dar dacă stop. Eu încerc maximal să evit conflictul. Maximal. Uh-huh. Dar cât timp poți să ai răbdare? Că așa, cam când se termină băi, toată povestea asta? Răbdare e chestie pe care eu nu știu când ea buhnește. Eu nu pot acum să calculez ori, nu, zi, dar referi-te la tine. Nu știu, atunci, până în momentul când tu înțelegi că, băi, nu se mai poate așa ceva, eu vreau o schimbare, în primul rând, pentru mine. Uh-huh. Și vreau să-mi trag o palmă mie. Ce am să fac? Ce să se întâmple dacă am să plec la teatru? Chiar am să rămân un șomer? Chiar n-am să fiu marea zvizda teatrelor naționale și internaționale și interfaciale. Nu. Este o chestie când tu trebuie, când deja simți, gata, e pataloc, vorba românului, zici, băi, gata, hai, trebuie să încheiem cu această pagină, pentru că închizi ușa, se deschide automat alta. Ești în alt spațiu. Bun, dar să zicem, uite, tu ești în alt spațiu la teatru. Eu acum, da. Sper că nu. Vezi că și vorbești ca și noi. Nu vezi niciodată în viață. Ai văzut? Dar eu tot mă dau mai la distanță, că dacă o să mă tem să... La final de emisiune știți ce voi tăi, da? La noi a fost din Ilean Grietu și ne-am batat. Deci, a fost destul să ne mergi la o marție relec și tu te-ai calmat, ai văzut? Da, deci, aveam o influență foarte... Eu m-am calmat? Da, deodată așa, pac, și te-ai făcut așa mai pacifist. E foarte simplu să vorbim despre, până la urmă, nu e simplu, că e viața ta, dar despre teatru. Știi când el a trecut? Da, super, pe asta e adevărat. Să-mi dai și mie, da. Dar, și dau, cu drag, chiar ți-i fac cadou după asta. Dar ia zi, când e vorba de conflictele cu cei dragi, că acolo e mai, știi cum, ia că acolo încă e mai greu decât cu teatru, care este în inima noastră. Spre marea mea fericire este că conflicte cu cei dragi în ultima perioadă, ultimii ani, nu le mai am. De când ai plecat la teatru? Nu.
Noi cumva, pentru mine familia este un lucru și este știut și am tot zis-o, este un lucru sacru și aici nu se discută, nu se vorbește, nu se... Da, sunt momentele din astea că nu sunt de acord cu mama, de exemplu, că mama vrea să stăi îmbrobodită. Asta nu e conflict. Asta e o chestie normală. Conflicte mari cu familia nu am avut niciodată în viață, decât doar să-i fie țărâna ușoară cu tăticul, pentru că el avea un alt fel de mod de a gândi, de a... Și cumva erau conflicte cu el, pentru că asta, prin asta au trecut o mare parte din noi toți. Chiar dacă n-am trecut direct, nu știu, cineva din familie, din verișori, unchi, mătuși, pentru că era acele conflicte interminabile, de fapt a fost și este o dramă a societății noastre. Iată acum ca să o dăm așa un pic pentru femeile alea deștepte care le urmează. Emilian, uite, eu am o întrebare care ține, care pe mine personal foarte mult mă interesează, pentru că personajele tale care tu le... joci, e corect așa de spus, sunt femei. Da. Un bărbat care joacă femei. Tu, din cauza asta, ai conflicte în societatea noastră? Măi, eu am avut conflicte din această cauză, dar le-am avut nu doar acum, de când am devenit marele Emilian Crețu, steaua poporului, spun zic. Eu în femeie m-am deghizat chiar de la vârstă foarte mică, de la 3-4 ani, când îi luam toate rochile mamei și când ea, când era fată mare, nu că acum nu este fată mare, e fată mare, apropo, vreau să o mărit. Are avere, n-astea băgătașa din negure. Și avea o gâță, iată așa. Și eu știam, pentru mine, teatru, de fapt, însemna trebuie să te deghizezi, să fii altcineva. Și este clar că în toate școlile, peste tot, ca să fii mai de râs și mai cochet, un bărbat trebuie să se îmbrace în femeie. Trebuie să fie chiriță. Renumita chiriță, da, renumita chiriță. Și chiar din start, chiar și în negureni fiind, erau conflicte de genul, băi, și cu muierea asta? Asta este un conflict pe care tu nu poți decât cu trecerea timpului să-l ameliorez cumva și să-l aplanez. Pentru că asta e. Dar eu am zis... Conflictul ăsta se aplanează nu cu trecerea timpului, dar se aplanează din cauza că tu ai devenit vedetă. Da. Știți, iartă, din dar cauza asta. Dar nu e adevărat că eu am devenit vedetă, pentru că eu fiind în Negurești, și acum sunt oameni care nu înțeleg... Și Emilian, știu de când ai 17 ani și tu te comportai altfel și erai mult mai irascibil, dar de când ai devenit vedetă, că Iuda a înviat în mine, ai început să spui așa de grav și serios despre faptul că, măi, nu există conflicte, trebuie să spui ce ai. Știi de ce? Pentru că tu ai armata ta de admirator și nu te temi. E normal că dacă nu aveam armată, eram stau dar dacă tu erai inițial, stai un pic așa, stai, liniștește. Dacă tu erai inițial, iese că ai chemat-o afară. Da. Deci dacă tu erai inițial, așa cum erai tu student, ții minte la domnul Durval la curs? Da. Eu te țin minte, când ai ieșit tu și erai Neli Cozaru la primul tău studiu de observație, da? Erai bunișor tare, da. Da. Deci ia ca atunci când te criticau și când tu nu aveai de fan și așa mai departe, doar nu îndrăzneai să te duci și să spui, domn profesoară, nu-mi place și-mi predați aici, sau domn profesor, și facem noi acolo. De exemplu, am zis de exemplu, nu scot din context. Acum pot să spui tare. Ideea este următoarea. Chiar dacă a fost conflictul și când eram mic, deghizat în femeie, și dacă eu eram să nu fiu mare și tare, chiar când eram mic și mi-eram de ce zic alții, nu era să mă îmbrac în femeie niciodată în viață. Era să zic, băi, nu mă îmbrac în femeie că e conflict. Și asta e o replică la tot ce se întâmplă. Pentru dacă eram să las mâinile jos și nefiind marele Emilian Crețu, eram să-mi bag coada în și eram să zic, băi, nu mai mă îmbrac, că lumea nu acceptă astfel de personaje. Te-am scos din tazic. Nu, pe bune, nu vorba că m-ai scos din tazic, dar zic. Da, acum sunt mai vocal și vorbesc mai mult pentru că oamenii cumva... Bine, tu ai devenit atât de popular, deci tu ai decis să continui să te deghizezi și... Tu crezi că tu ai avut noroc, că ai devenit atât de popular sau tu ai muncit pentru asta? Eu am muncit mult pentru asta. Eu n-am avut noroc. Norocul... Au avut și adică tu ai muncit așa, aplicat... Eu am muncit și știu foarte bine cum am muncit. Nu este un noroc. Norocul ți-l faci tu singur, dacă muncești foarte mult. Pentru că eu nu... Imaginați-vă, eu stau acasă, mă îmbrac în femeie și zic, băi, eu am noroc. Ia să vedeți voi, peste 2 ani eu și eu zic, da. Nu e adevărat. Trebuie să faci selfie, îl pui pe Instagram. Cum? Și de-aia mă poți fi zis. Asta este muncă. Da, asta e muncă. Asta este deja muncă. Asta e muncă. Și asta se scoate bani. Emilian, de-aia spune-mi, de fapt, faptul că tu ești cunoscut te protejează.
Dacă are și un alt băiat fix așa ca tine pe scenă. Dar mai ies alte persoane deghizate. Stai și mă dau mai aproape. Eu eram Maria Magdalena așa. Stai o secundă. Întrebarea este cum crezi. El tot așa avea. Atunci, băi, acum chiar dacă o să pară cumva că am lipsă de modestie, în cazul în care un bărbat se deghizează în femeie și iese și într-adevăr crezi că e un personaj și ai la ce te uitai, nu o să primească hate niciodată. Când el pur și simplu se îmbracă, băi, se îmbracă Emilian Creț în femeie și asta e și l-a făcut zvizda și face și milioane de lei, de să mă îmbrac și eu. Și când tu te uiți, băi, du-te, mă, Doamne, iartă-mă. Deci trebuie să existe. Trebuie să ai talent, trebuie să ai muncă. Nu, femeie, și am mai zis eu, nu trebuie doar să te îmbraci. În rochi, eu am uzi femeie. Ești o... Boroboață, nu ești o femeie. Atâta timp cât este în acel personaj, este și talent și se vede că el vrea să zică ceva, pentru că eu nu vreau să-mi iau lauri, dar am tot bătut în politica politicii. Nimeni sau o mare parte din vloggeri, de alți actori, cumva îi stau și băi, dar nu vreau, că nu vreau conflict cu ăsta, că nu vreau nici cu ăsta. Un artist în Moldova ar trebui să aibă punctul lui de vedere, că e în rochie, că e în p***lă, că e în costum, să-l zică, țin cu comuniștii, gata, mi-asum asta, țin cu Maia Sandu, îmi asum asta. Nu se întâmplă la noi așa. Dar de ce ar trebui artistul să aibă opinii politice? Cum de ce? Dar artistul, măi, ne uităm la artiști, la ei învățăm, ei pentru noi sunt idoli. Ar trebui să aibă un artist o părere și să fie pentru ce oamenii, monitorii de rând. Dar ei au părere, numai că au fost, știi? Nu mai este au părere. Și acum vorbesc și de actori și de interpreți și de tot. Un artist din Moldova. Pe lângă faptul că el este iubit, el trebuie să aibă și... Poziții personale. Poziții. Băi, eu mi-asum că sunt socialist și zic asta și am să... Știți că asta e un montaj? Nu, eu am zis acum, n-am zis-o că eu sus, dar înțelegi? Emilian? Dar sunt eu astăzi, cânt pentru cineva, mâini pentru altcineva, sau... Bun, dar dacă meseria ta este să fii actor, bună oară, și teatrul este a statului și se schimbă conducerea continuu, tu ce, trebuie să nu mai joci dacă azi la conducere a venit un verde sau galben sau albastru sau negru sau nu știu de care? Hm? Eu consider că nu sunt de acord. Nu, eu consider... Deci stai un pic, că nu sunt de acord cu tine. Eu consider că artiștii, și aici chiar am intrăm în conflict, eu consider că artiștii sunt făcuți să facă artă, să-și facă meseria așa cum eu o fac ei. Zis, corect, să nu se bage în politică. Ei nu se bagă. Ei nu se bagă nicăieri. Ei își spun punctul lor. Eu n-am să zic, băi, eu votez acest loc, tăiați, băi, să-l votați, pentru că eu sunt cel mai deștept. Nu, dar așa fac. Nu așa se face. Eu când am zis, nu am zis că dacă eu am să zic, băi, să mă susțineți, să-l susțineți, nu. Este părerea mea că eu susțin acest creion și atât. Dar când un artist, pentru că sunt și din asta, două secunde, susține un partid. Uite, ești bun, nu, ascultă. Când susține un partid și el, pentru asta el are niște privilegii, și înainte de alegeri apare, eu îl susțin pe marele politician XXX, vă îndemn să... Ia că asta este de artist. Și trece jumătate de an și el primește gram, atât, o diplomă, atunci mă scuzați, Okay. Eu la asta mă refer. Nu mă refer că el trebuie să fac politică. El nu. Da. El trebuie să-și asume că este ține cu X, Y sau Z. Ok, asta era mai degrabă o replică ale și o susținere lui Emilian. Eu sunt absolut de acord cu Emilian în cazul de față și eu cred că trebuie să ai o poziție. Și până toți când, trebuie să o ai. De exemplu, până dar când lucrezi, tu ești artist și lucrezi într-un teatru, da? Și în țară s-a instalat o dictatură, să zicem, fascistă, da? Tu rămâi în teatru și lucrezi, chiar dacă tu... Bine, dacă în cazul în care nu ești vreau și putin... extremele astea. Păi da, dar noi putem să ajungem la astfel de extreme. Ajungem la astfel de extreme. Era odată ca niciodată un tip care îl chema Heidegger, mare filozof, mare. Pe timpul națiștilor, el cu Anne Ryan, pe care o citiți și care vă place la tare mulți, da, cu Revolta Atlasului și toate astea, ei au lucrat cu fasciștii. Dar întotdeauna când se vorbește despre el, asta este o linie roșie. Da, asta noi am decis să facem linii roșii. Că lui nu i-a fost rușine, l-a făcut ce-a simțit. Corect. Faceți ceea ce simțiți.
Dar, uite, okay, uite așa. Ce trebuie să fim? Să spunem că este ok să colaborezi cu fașiștii care au făcut ce au făcut și asta nu contează? Asta, eu zic, asta contează, uite un exemplu. El, pe de parte, om... poate a fost talentat, dar faptul că el a colaborat cu ei, asta nu face cumva, nu-i de valoare. Sau, e că aici ajungem fix la povestea asta. Dar mi se pare conflictul, e luptă de orgolii sau e diferență de ce? Nu, conflictul înseamnă oameni diferiți, e o chestie normală. Asta, ca să nu fie conflict, trebuie să fim toți de acord cu tot, toți gândim la fel. Mi-e amintesc de ok, tu poți alege, fiind un artist, să nu te implici în politică. Dar asta înseamnă că tu nu mergi și nu cânți nici pentru unul, nici pentru altul, nici pentru a treilea. Cânți doar concerte pentru public. Când te invit un politician să cânți la concertele lui electorale, tu îi refuzi pe toți. Și nu, atunci tu nu te implici. Eu când mă invit un politician, cânt la toți. Emilian, tu ai, ți s-a întâmplat să refuzi concerte electorale sau nici nu ai fost invitat? Eu știu că ei știu că eu niciodată în viață nu o să, chiar dacă eu susțin pe cineva, nu am făcut în viața mea niciun concert politic, chiar dacă atunci când am fost la Moscova și credeam că nu o să fiu foarte întâmpinat, zic, băi, cred că, nu știu, credeam că sunt mai diferiți, mm-hmm. că așa se vorbește pe întâlnire, că ăștia care sunt la Moscova, să nu știu ce, că ruși, mai nu știu ce. Deși am avut mult hate acolo, că s-a găsit un deștept, pentru că și acolo e vorba de business. Viața asta e un business, pe care îl câștigi sau nu îl câștigi. Am fost invitat la un restaurant, da? De ele erau vreo 4 restaurante moldovenești. Și cu siguranță simt eu că de ce s-a dus la ăla? Și mi-a început să-mi bagi mie acolo că iaca, că-i politic, că nu știu ce, că el își bate joc de Putin, dar vine la noi. Și ajungând acolo și făcând concertul, și am cunoscut oamenii de la Moscova, Dobrii Veceri, Moscova, niște oameni extraordinari, care nu este nicio diferență între oamenii din Italia, de la Moscova, la fel și ei mănâncă, râd, trăiesc viața. Râd și de pe. Dar n-am făcut niciodată concert politic și n-am să fac. Când am să fac concert politic, ala, îți dau pistolul să mă împuști în cap. Da, e politic. Deci totuși, pentru tine, valorile sunt importante. Eu sunt așa. Faci cum simți. Eu așa simt, pentru că nu poți să critici pe cineva foarte, foarte mult. Și după care să te duci frumos și stai acolo. Bine, mersi. Bun. M-am ribit un pic. Dar tu nu ești în conflict cu tine însuți când știi că ea că te cheamă oamenii deci ca să-și facă rating. Un om, când nu o să fie în conflict cu el, este om mort. Punct. Să știți. Dacă tu n-ai conflict cu tine, dacă n-ai conflict cu tine, nu-i fă conflict cu mine. Fă mai întâi cu tine conflictul. Băteți-vă, dați-vă pumnii în cap, picioarele în fund. Și asta o să fie, de fapt, asta este viața, conflict. Emilian, tu ești fericit. Eu sunt foarte fericit. Și eu spuneam 2 zile în urmă unui bun prieten de meu, zic, băi, eu nu știu cât o să dureze acest moment de glorie. Și e moment de glorie, scuzați-mă că zic asta. Dar e foarte bine cu cunoști. Fiecare artist are un moment de glorie. Că el este de o zi, de un film, de o piesă, de un an, de 15 ani. Eu am să fac tot posibilul ca acest moment să fie cât mai mult. Că mâine să nu mai existe talent, nebunia, talentul, cum vreți voi, Emilian Crețu, eu sunt mândru și împlinit ca și artist. Dar dacă într-o zi, și asta cu siguranță se va întâmpla ca să se întâmple, lumea o să obosească de felul în care... Dar trebuie să obosească! Ce faci tu? Care-i planul tău de mai departe? Și eu am altă întrebare. Te bagi în business, te bagi în... Păi da, eu sunt politician. Eu îmi doresc să... Eu aseară când am primit trofeul ăla VIP, cel mai bun vlogger al anului, eu aș vrea de fapt să primesc cel mai bun președinte al țării. Uite, deci întrebare, ascultă-te, ce porniți? Politicienii sunt dragul meu. Băi, știu că sunt normal. Dar nu zici că asta e rău. Stai un secund, da. Băi, peste e o chestie normală, ce cu voi? Nu, da, politica de fapt este destul de controversată și periculoasă. Eu, pe mine mă tentează ceva. Normal că eu acum vorbesc prea mult și că aș vrea să fiu președinte sau nu, dar nu se știe niciodată. Eu trăiesc cu clipa și eu sper că... Eu cumva nu vreau să anticipez niște lucruri. Și mulți întrebă, Emilian, dar tu, bă, ești nebun, tu ai... De ce nu... Zic, băi, nu sunt momentul ăsta, o să se întâmple, pentru că noi ne chinuim. Scoatem ceva să rupem gura. Nu te chinui. Dacă a să iasă, o să iasă firesc. Și dacă o să se întâmple să devin, că au făcut toată lumea știe, toate e că vezi și președinte, că nu știu ce, că e prost, că e la negurieni, că e șoban, că nu știu ce. Băi, acceptați-mă, că oricum voi fi al vostru. Președintele Ucrainei. Dar nu, mă enervează. Al vostru, asta-i semn rău. Mă enervează cumva că se face asocieri cu el. Suntem oameni diferiți.
nu mai este nici el curat din punctul meu de vedere. Și el este artist. Și dar, artist. Noi o să-ți... O să te rugăm să-ți alegi una din poze că merge la invitatul nostru. Cu? Pentru că dacă poza simbol a emisiunii. Aceasta este, da, în fiecare emisiune noi o să avem niște poze simbol. Un autograf pentru spectatorul și, nostru. Pe una lași autograf pentru un spectator, dar pe alta ți-o iei cu tine, dacă îți dorești inimioara. Eu am să-mi iau... Mai sânge în nas nu mi-a cuținut. Da, acolo e bun. Dar mie îmi place, e destul, nu mă gândesc acum la erotism, dar e destul de erotic acea cicatrice pe buză. Și pe cealaltă să rugăm să o lași cu un autograf, pe sânge în nas. Sânge în nas tuturor care se cred prea importanți. Mulțumim, ești tare mult. Bun invitat, bună emisiune, am vorbit și despre elefant și despre unicorni și despre politicieni, că sunt tot cam din zona aia. Despre o singură chestie ne-am vorbit. Și mă uit la ala lung, pentru că de obicei ai cu subiectul ăsta, despre dragoste. Și mi-am amintit în acest context de ce zicea profesorul meu de la Cluj, dragul meu Codoban, care zicea așa, pentru iubirea bot în bot, firma noastră nu dă decât 2 ani. Și mă uit la Angelica. Eu am avut iubire bot în bot care a durat și 8 ani, de fapt. Fără conflicte. Ceva, da, cu conflicte. Dar conflictul poate fi și în discuție. Conflictele sunt în discuțiile sunt așa de bori. Nu știu, pentru mine ele sunt cele mai perfecte conflicte. Pentru că pentru mine, de exemplu, conflictul ăsta cu violență și agresiv... Eu pot îngheța exact cum spui tu. Eu, de exemplu, pe tine te-am văzut de multe ori intrând în conflict cu oameni în care tu pur și simplu... Da, eu nu te-am zânceat așa la conflict. Liniștită? Păi eu vorbesc de relație, de cuplu. Deci Angelica este foarte explozivă. Da, este incredibil, pur și simplu. Dar lumea nu și-o imaginează așa, dar Angelica este foc. În relație e posibil. Paradox. Dar eu în conflict sunt foarte calm. Adică tu chiar ești de cei care îl întâlnești peste 3 zile. Da. Și de ghinică ai venit. Dar chiar ghinică ai găsit drumul acasă. Dar de tăi e obosit 2 zile, crede că el e mort pe undeva și omul vine. Exact. Nu, eu chiar nu sunt explozivă în conflicte și mi se pare că comunicarea este primul lucru care trebuie să-l utilizezi. Orice fel de conflict n-ai avea acolo, verde, albastru, galben, de dragoste sau de scârbă. Multe dintre conflictele cuplurilor sunt rudimentare. De exemplu, ei nu-i plac draperiile roșii și lui nu-i plac cele albastre și din cauza asta oamenii ajung la divorț. Asta e caz real. Nu, dar eu știu că conflictele cele mai dese în cuplu sunt de la copii. Adică? Adică, unul are un model de educație, celălalt vede un alt model de educație. Și atunci conflictul este vizibil. Mama crede așa, tata crede altfel și se începe toată povestea asta de a conflictua de ei. Cel puțin eu vorbesc acum despre mine, cu iubirea aceea ta, bot în bot, care ai zis tu. Totul a fost foarte bine până când noi am înțeles că suntem părinți ambii. Știi cum ne certăm? Adică rolurile diferite. Exact, dar noi ne certăm așa. Am abordat-o, poate cuiva i-a trebuit pe acasă, am abordat așa un stil de a ne certa, cel mai des pe baza viziunilor despre educație. Ne scrim mesajul, el într-o cameră și eu într-o cameră. Ca să fie înscris, pentru că atunci când începem a vorbi unul cu celălalt, mie poate să mai scape volumul sau reglajul la voce. Dezavidie, da? Și atunci e jele mare și omul, eu ca tare, tare vreau să spun ceva. Și din cauza asta vocea mea se duce tot mai sus și mai tare și mai tare și atunci nu e frumos nici într-un fel. Și de asta ne scrim. Și apoi el zice că tu ai spus, eu zic, eu n-am asta, am avut în vedere, am avut altceva. Asta e una dintre tehnicile de a rezolva un conflict frumos. A spune ce gândești fără a urla la celălalt, se poate și cu ajutorul acestui aparat. În ajutorul acestui minunat aparat René. De exemplu. Poți să scrii pare a fi calm, dar de fapt omul care te cunoaște citește asta cu atât cu o răceală. Nici nu care te cunoaște, pentru că oamenii ne simt. E că noi putem să scriem, dar dedesubt, având un alt sens, omul va prinde întotdeauna sensul. Da? Și
Mă gândeam acum, există un minunat institut Gottman pentru relații și ei zic așa, dacă aveți de gând să emiteți niște pretenții față de partenerul vostru de viață, ce aveți de făcut este să măsurați relația voastră în 6 timpi. Asta înseamnă de 5 ori îl laud pe om și la 6-lea pot să-i spun ce mă deranjează. Da, asta e o statistică. Deci să-l lauzi chiar verb, adică să-i exprim. Să-i exprim cumva dragostea, să zicem. Că fie că ăsta e un compliment, fie că ăsta este o cină, fie că... Nu contează. Și găsești 5 timpi în care te înțelegi bine cu omul, există între voi coeziune, coerență și dragoste și așa sau oară emiți pretențiile. De mine a rămas gândul la cazul care l-ai povestit cu draperiile. Crezi că chiar asta a fost, de fapt, cauza divorțului sau draperiile a fost doar așa un motiv care sună și în spatele ăsta stăteau niște conflicte nerezolvate, nediscutate și aici s-a aprins la draperii. În spate tot timpul sunt niște conflicte nediscutate, pentru că, de fapt, despre ce era vorba acolo? Era vorba despre lupta de putere și teritoriul despre care vorbea Diana la începutul emisiunii. Nu, este teritoriul pe care trebuie să știm să-l împărțim, pentru că noi suntem ființe spirituale, dar noi suntem în aceste corpuri și suntem animale. Noi suntem ființe teritoriale. Exact. Și asta este instinctul nostru de bază. Instinctul de a ne apăra teritoriu înseamnă că dacă eu am acest teritoriu și el e meu, înseamnă că eu sunt viu. Gata. Aici dacă se bagă cineva, există pericolul să mă omoare. Și atunci e foarte important ca în casă să avem spații ale noastre care să ne permită acest teritoriu. Deci conflictul nu era despre draperii, dar era despre faptul că femeia considera că draperiile sunt teritoriul ei. Uh-huh. Dar el considera că s-a lui. Și ei n-au știut să se înțeleagă. Exact. De bani. Deci ei n-au știut să se înțeleagă pe lucruri mici. Draperiile n-au fost teritoriul lui o bucată de timp și brusc ele au devenit și teritoriul lui. Și da... Cred deci, eu că aici au stat altă prea mult atenție spate, la draperii, da? Deci o tehnică foarte simplă este să-ți, într-adevăr, să-ți repartizezi teritoriul în casă. Asta înseamnă să-ți repartizezi sarcinile. Eu fac asta, tu faci cealaltă. Eu mă duc după copil azi, dar tu te duci mâine. Tu vorbești cu profii sau eu vorbesc cu profii? Și tot așa. Mi-am aminte de animalele mele care își înseamnă teritoriul în modul lor. Dar noi fix asta facem. Eu am vrut să zic, în concluzie, iarăși nu putem să dăm sfaturi pentru cei care au stat cu noi pe parcursul acestei ore, pentru că sunt tot felul de modele. Un singur sfat care mie, nu sfat, o concluzie care mie mi-a venit ascultându-l pe Emilian, pe care îl cunosc într-un mod, hai să zicem, ca și un consumator, spectator, este că puterea lui, care probabil poate fi molipsitoare, mie mi-a plăcut această poziție, este să-ți recunoști cine ție, însă cine ești, ce vrei și cumva să nu, cum, neizminiați себе. Iată, nu știu cum o fi în, să nu, mai să-ți scurt. Să-ți rămâi fidel. Să-ți rămâi fidel, da, să rămâi fidel себе. Da, problema este că noi atât de tare ne mințim pe noi de multe ori, că habar nu avem ce înseamnă fidelitate față de noi înșine. Și eu mă gândesc acum la Diana. Dar mă gândesc din perspectiva profesiei tale, pentru că tu, ca și comunicator, de foarte multe ori folosești aceste minciuni. Cum să nu te pierzi în ele? Cum să... minciuni... Nu te rog frumos într-o ureche care minciuni. Comunicatorii trebuie scris despre... Nu, stai puțin, nu neapărat că minciuni. Asta poate fi... Fiecare subiect are 2, 3, 4, 5 părți. Și tu, ca comunicator, o arăți una din ele. Dar asta nu este minciună. Tu arăți pe cea care crezi că ar fi... corect să o arăți. Eu tare apreciez că tu aperi pe Diana. Nu pe Diana. Dar eu cred că Diana poate. Diana, pur și simplu, eu sunt colega Angelica, da. Dincolo de 8 marțările și ea cumva s-a simțit vizată de ce o să iasă. Dar eu aștept să-mi răspund Diana. Dar care era întrebarea? Cum eu trăiesc cu ce? Cu faptul că... Mergi la compromis în profesia ta, uneori promovând mesaje care nu neapărat le împărtășești și tu. De ce? Eu lucrez pentru cauze sociale și pentru cauzele pentru care eu lucrez, eu și aceste cauze. Deci eu n-aș putea lucra pentru ceva care mie mi-este străin. Deci și tu ești de acord cu ceea ce zicea Emilian. Nu numai artistul trebuie să aibă, da, trebuie să fie fidel. Pentru mine, de exemplu, este foarte clar. Eu știu foarte bine unde lucrez și eu știu foarte bine în ce domeniu lucrez și eu știu foarte bine de ce eu lucrez acolo.
Și de aia eu și lucrez în domeniul social și în niște domenii foarte sensibile, cum ar fi comunitatea LGBT, cum ar fi persoane care trăiesc cu HIV-SIDA, cum ar fi deținuții și foștii deținuți, consumatorii de droguri. Da? Deci eu mi-am asumat asta și eu nu vând, eu nu pot să zic că eu vând. Eu încerc să, eu fac comunicare care ar trebui, deci scopul final ar fi să schimbe atitudinile oamenilor, da? Aceasta este comunicare. Vânzare, că nu, ei, că nu... Mai mult sau mai puțin, dar bun, aici nouă ne-ar trebui, cred, cu o emisiune întreagă, uh-huh, pe care poate cumva într-o zi eu am să o fac. Poate. Dar eu sunt obișnuită să trăiesc în starea asta de, dacă să nu vorbim de conflict, da? Eu aș fi în conflict extrem dacă aș accepta să lucrez pentru un politician. Și eu îmi închipui că asta s-ar putea, eu aș putea poate cândva avea astfel de oferte, deși eu încă nu le-am avut și asta îmi pune niște întrebări. Mm-hmm. Poate e bine. Dar eu n-aș lucra, indiferent de bani. Deci că eu n-aș putea să străiesc cu mine. Dar de altfel, în viața mea personală, eu am conflicte. Primul conflict este că eu trebuie să mă scol dimineața în not sau să alerg. Când aș vrea să dorm până la 10, dar eu mă scol și merg și în not sau alerg. A pe de unde să știi atunci când, cum să-ți fii fidel, da, eu dorm. Înțelegi? Da, eu dorm până la 10 și mi-ascult corpul. Și dacă el nu poate azi, dar ce să-l chinui? Da, da, asta poate fi sabotare. Da, asta poate fi sabotare. Mie îmi place și eu când totuși ajung la piscină și eu am notat primul bazin, eu îmi dau seama că asta e, eu sunt mega fericită. Apoi eu, acolo. Eu cred că știi cum funcționează? Să îți amintești sau să simți momentul ăsta de învingător la finalul, să zicem, orei de antrenament. Care e motivul? De ce ți trebuie să înnoți, da? Dacă tu vrei să înnoți că slăbești, dar tu nu ești tare motivat să slăbești, mai bine nu duci să înnoți. Dar dacă tu ești mega fericit când tu înnoți sau alergi sau nu știu ce. Asta, motivația din spate face totul. Deci, de fapt, toate conflictele se rezumă la războiul dinăuntru nostru. Eu o să-i zic război, deși nu întotdeauna este război. Cum îl liniștește, Angelica? El se liniștește. Adică îți faci că nu plouă sau cum? Păi depinde, ele sunt atât de diferite. Eu cred că aici nu există rețete, pentru că pentru mine, de exemplu, cel mai bine de a mă liniști este să fiu singură, să stau în singurătate. Deci ți-ai timp. Singurătate, uh-huh, da. Am nevoie de timp în singurătate ca să trec peste emoții și să încep a judeca deja liniștit pentru a rezolva conflictul. Uh-huh. Tu, Ala, ce faci? Dar eu fac cunoștință cu mine. Ah. Deci conflictele sunt acel motor care zi de zi mă motivează să fac cunoștință cu mine și îmi place ce descoper. Știi că este o vorbă, mi se pare că în chestionarul ăsta, cum îl cheamă, chestionarul lui Proust, Marcel Proust, acolo ideea așa că dacă te-ai duce pe o insulă nepopulată, pe cine ai luat cu tine? Eu vreau să vă zic, pe o insulă nepopulată m-aș simți foarte bine și mie cu mine mi este foarte vesel. Și cu cât mai mult conflict, cu atât mai mare veselia. Și sunt foarte sincer acum, dacă serios. Mie mi se pare că noi oamenii, dar mie mi se pare, eu nu știu, noi oamenii atâta vreme cât ne-am uitat foarte adânc în interiorul nostru și n-am căutat în cosmos răspunsuri, am fi mult mai aproape de cosmos. Că distanța asta... Depinde, dacă vrei. Eu, de exemplu, nu consider că trebuie să fiu tare aproape de cosmos, ni vorba ce e ghini cu mine. Nu, știi cum îți caută în stele. Da, caută în stele și în alte chestii. Da, da, da. Diana, tu cum rezolvi acest război interior care duce la conflicte externe? Eu nu război... Eu nu-l privojesc. Eu încerc să trăiesc cu asta. Cum să trăiești cu asta ca să nu nimerești în depresie? Eu fac a treilea în psihoterapie. Deci asta ar putea fi o altă soluție. Da. Pentru cine... Mie îmi place să... Deci dacă eu acționez cumva așa... Să mă duc să not, să fac psihoterapie. Să nu mă uit în stele prea mult. Da? Când tu ești prea mult în gol, gol începe să uit la tine. Alias Nietzsche. O ultimă tură, dar foarte rapid, câte un cuvânt, două. Ce facem cu conflictele agresive? Cum reacționăm atunci când noi nu vrem să intrăm în acest conflict extern, de data asta, dar nu suntem lăsați să nu intrăm? Blocăm pe Facebook. Bună! Acceptăm situația. Uh-huh. Pur și simplu acceptăm. Primim. Știi cum? Primește frigul în tine și nu-ți va mai fi frig. Uh-huh. Asta e. Uh-huh. Depinde de context. Sunt situații în care poți să ieși, da? Fizic.
din locul conflictului. Sunt situații în care nu poți ieși în locul conflictului și, cum zicea, la primești frigul în tine. Deci sunt cazuri în care să lupți te costă cu mult mai mult decât să te lași învinsă și să cedezi. Deci depinde ce vrei. Vrei să te continui să trăiești, chiar și metaforic, sau vrei să ieși de acolo fără nimic, rupt și ars și gol. Pentru mine, conflictul în termenii ăștia este întotdeauna despre... Odată despre supraviețuire și a doua despre cât de tare îmi doresc eu să am dreptate în viața asta. Și dacă eu tare îmi doresc să am dreptate, războiul dinăuntru meu va ieși în afară. Și el iese în afară în momentul în care începem să zicem că ceilalți sunt vinovați de ceea ce ne se întâmplă nou. El iese în afară în momentul în care găsim motive pentru care să urlăm la ceilalți. Și el iese în afară în momentul în care noi începem să ne închidem în noi și nu mai vrem să mai comunicăm cu ceilalți. Bineînțeles că există povestea asta veșnică despre faptul că într-un conflict trebuie să câștige ambii pentru ca el să fie eficient rezolvat. Dar asta, din păcate, eu cred că este imposibil. Pentru că atunci când atinge un compromis, apare dragostea. Dar compromisul întotdeauna se leagă de cât de tare știu eu. Să văd cine sunt, să mă cunosc pe mine, să-mi iau timp. Să mă duc la un specialist sau la not atunci când am nevoie. Asta este invitația noastră pentru voi. Să înțelegem în primul rând că viața este mișcare, deci este conflict. Și că pentru iubirea bot în bot firma noastră nu dă decât 2 ani. Și o ultimă chestie pentru seara de astăzi la 8 marți SRL. E o zicere foarte, foarte faină. Dacă vrei pace, pregătește-te de război.